Celulele T, cea mai puternică armă naturală contra COVID-19, sunt eficace și contra noilor tulpini. Medicii de la Johns Hopkins au cercetat răspunsul limfocitelor T la tulpina din Marea Britanie, la cea din Brazilia și la cea din Africa de Sud. Imunitatea pe care o dobândim poate să fie prin anticorpi, anticorpii neutralizanți despre care tot vorbim, sunt variantele de vaccin autorizate, dar există și imunitatea celulară, vorbim de celule și aici vorbim de limfocitele T. Limfocitele T ucid celulele infectate, spre deosebire de anticorpi, care sunt întotdeauna la fel de eficace. Dar mai este nevoie de studii ca să vedem dacă de la ele vine salvarea. În momentul în care vin în contact cu virusul a doua oară, cu agresorul, voi avea un răspuns și la nivel celular, prin limfocitele T, care având memorie, știu practic să recunoască virusul și atunci voi avea un răspuns imun care va fi categoric mult mai bun. Ca să-ți dai seama cât de puternice sunt celulele T, îți spun că ele au fost identificate în America în 2008 la supraviețuitori ai gripei spaniole din 1918. Un studiu din Finlanda a arătat că imunitatea dată de aceste celule după infectarea cu SARS-CoV-2 este mai puternică decât cea dată de anticorpi. Iar un studiu din Marea Britanie a arătat că membrii ai familiilor unor foști bolnavi de COVID-19 le aveau, fără să fi fost testați pozitiv.